Nu banuie totul în viață. De aceea, așa, din copilărie, învățăm o mare prostie. Să ai o meserie bănoasă. Da. Să ai bani, bani și bani greșit. Banii nu sunt cei mai importanți în viață. Sunt alte lucruri mai importante. Iubirea, răbdarea, înțelepciunea, cititul de cărți, dragostea, toate acestea sunt mai importante decât banul. De aceea, părinții care vor să educe cu adevărat copiii, să le spună că sclavia banului distruge relația cu tine și cu Dumnezeu, dacă te gândești numai la bani. Da. Bunicul meu mi-a spus un cuvânt când am plecat de acasă la seminar. Eu am plecat de acasă la 16 ani. Așa. Și când am plecat, a zis așa bunicul: tată, fugi de bani și banul va fugi după tine. Adică, fă-ți tu bine treaba ta, fiul meu, fă-ți tu bine treaba ta, fii un preot bun, un notar bun, un profesor bun, un actor bun, da. Și bănuțul va veni firesc. Dacă fugi după bani, banii vor fugi de tine. Adică dacă tu faci lucrurile, dacă tu faci totul pentru bani, banul nu va veni, te vei chinui și vei trăi o dramă interioară. Nu, tată, fii tu ceea ce ești, fă-ți frumos treaba. Băieții, uite, din spatele, cameramanii, băieții de care lucrează în spate, toți cei care lucrează toată aici, echipa, toată echipa asta mare, fac ceea ce fac pentru ca să iasă bine emisiunea, să iasă bine lucrurile, să fie totul bine. Da. Banul la un moment dat devine obsesie și când nu-l ai, ești supărat și când îl ai, ești... Nu, tată. Pune, dacă vrei să-i duci cu adevărat copilul, pune-l pe Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Dacă îl dai copilului pe Dumnezeu, îi spui: copile, Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. Banul te poate părăsi. Dar dacă tu spui: Doamne, ajută-mă astăzi. Am corporatiști, dragii mei, care îmi spun: părinte, la un moment dat muncesc și nu mai pot să-mi trăiesc viața. Exact. Banul devine dominant în viață și eu nu mai trăiesc viață, nu mă pot căsători, nu pot avea copii. Devii sclavul banilor. Devii sclavul banului. De aceea, cel mai important lucru în viață este să avem o relație vie cu Dumnezeul cerului. Și Dumnezeu ne va da împlinire, ne va da putere să fim buni profesioniști, să iubim tot ce e împrejurul nostru, pentru că un bun creștin iubește pe toată lumea. Și așa are relații frumoase cu toți. Da. Mulțumim tare mult, părinte. Ne-a făcut mare plăcere ca de fiecare dată.